zilele trecute a avut loc la București Consiliul Național Executiv al Partidului Național Liberal. Iar aseară am avut birou executiv la nivelul Organizației Județene Suceava, unde am fost mandatat de către colegii mei să vin astăzi într-o conferință de presă comună cu liderul Partidului Social-Democrat, cu domnul Mârza, pentru a spune opțiunile Partidului Național Liberal, atât la nivel național, cât și la nivel județean. Acestea constau în necesitatea creierii unei majorități pentru susținerea unui guvern condus de Klaus Iohannis, un guvern care să respecte principiile pe care domnul Crin Antonescu le-a inițiat înainte de începerea campaniei electorale, un guvern care să scoată România din criză, care să aducă stabilitate politică, socială și economică într-o țară în care Băsescu și guvernul său au creat doar haos. Trebuie respectate în continuare principiile competenței, transparenței, corectitudinii, cheltuiri eficiente și transparente a banului public, nu așa cum se întâmplă în ministerele conduse astăzi de către cei de la PDL, respectiv doamna Udrea, care zilele trecute a mai dat un tun de vreo 20 de milioane de euro.